Mami! Ce-i costeci? Bine v-am găsit, prieteni, la un nou episod aici pe canalul nostru. De data aceasta nu este vlog, nu este videoclip de gaming, ci este un prank. Prank mamei mele, pentru că stăteam așa și mă gândeam la școală, bă, cum să-mi fac prank? Așa că m-am decis, îi fac prank mamei mele, că m-am apucat de fumat. Mama mea și cu tatăl meu urăște faptul că dacă aș fuma. Am încercat, m-au prins, asta este... mi-am luat bătăica cea de toate zilele, dar... acum e totul bine. Și acum ei cum ar veni, dacă ar vedea asta, ar rămâne șocați. Ar zice, bă, tu te-ai reapucat și acum te-ai reapucat în forță. Știi? Și ce m-am gândit eu? Bă, am vorbit cu un prieten de-al meu care fumează, i-am cerut un pachet de țigări și am zis, bă, dă-mi-l gol doar să mă duc acasă să-l pun pe masă ca ea să creadă că eu fumez. Am luat și o brichetă, e totul ok. Haideți să vi le și arăt. Nu uitați, băieții, să strângem la videoclipul ăsta minim 1500 de like-uri, să ne mai spuneți dacă mai vreți farse mamei mele sau, mai important, tatălui meu, pentru că ăla e mai așa, mai fixit și la o dă direct cu jurătura și cu astea. Așa că nu știu dacă aș putea să-i fac farsă tatălui meu. Deci fiți atenți, băieții, avem aici în jos. Dar n-am apucat să despachetez totul, pentru că ce doar am ajuns acum de la școală acasă și n-am apucat să mamă, s-a făcut urât. Deci ăsta e pachetul, băieții. Îl avem aici. Hai să găsesc și bricheta. Gata. Ia uite, le avem aici pe toate. Bă, ideea e să le... titul acum, pentru că eu nu vreau să vadă acum că nu o să vină să-mi pună masa, că trebuie să vină să mă cheme la masă. Deci, băieții, încă o dată vă repet, stați puțin să bag astea. Nu uitați să strângem minim 1500 de like-uri sau chiar 2000 și să-mi spuneți dacă mai vreți farse cu părinții mei. Eu sper că o să iese bine, nu o să se lase cu bătaie, poate îmi fur și vreuna pe aici pe clip. Și haideți să vedem reacția mamei mele. O să mă pun după aia în pat, o să ascund camera undeva cu trepiedul și vedem ce mai facem în continuare. Haideți, urați-mi succes, băieții! Gata, băieții, am aici pachetul. Gen 6 lei. Așa, pachetul avem aici. Pachet aici. Am dat drumul la videoclipul meu pe experimentul social ca să... îmi pun aici ca să o ademenez, să-i spun, mami, ia vino ca să arăt cum se vede videoclipul meu, cum se vede cinematic și nu știu ce. Și ia că nu să vină, o să facă urât, am ascuns și camera, e telefonul pus după monitor, voi vedeți acum e telefonul pus după monitor. Haideți că mă duc să o chem. Mă, eu sper să-i zice ceva ca lumea, nu uite machetul ăsta aici, bucate. Haideți, băieți, cred că filmează. Filmează, da. Mami! Mamă, băieții, fii pe cui se scoate, dă-l cu piciorul în prag. Mamă, și mă dor degetele. Băi, ai văzut că ea venise de la... din grădină acum? Abia aștept. Mai că filmează. Da, încă filmează. Mamă, sper să nu... dacă se oprește camera, mor. Deci dacă se oprește camera, telefonul, dacă se oprește, mor. Am aici videoclipul pregătit cu experimentul social. A rămas și fără 10 lei cu mine. Așa? Mamă, băi, sper să meargă farsa. Ai zis că mă duc, eu trebuie să intru o dată cu ea. Stați puțin să merg așa. Nu vreau. N-am dat asta. Ia, ia. Bă, dar ce s-a dus cu trântineta, frate. E mare acum. Da, știți, da, de la carte. Și ăsta e vlog. Nu? Și așa te vede lumea acum. Băieții, după cum ați văzut și voi, ne-a ieșit. Zici că ești aici. Am rămas și fără 10 lei cu final, lui Mica, dacă este. Bă, dar ce s-a dus cu trântineta. Ciot că cu toți. Tu prea slabă, nu prea grasă. Păi știi cum e, ea avea bună prietenie de... care e dezavantajul ăsta, care are 23 de ani și tu 12 ani. Hai că 12 ani, că unde mă, că eu și la magazinul ăsta mă duc în doar femeie, 18 ani am fost de la schimb al lupar. Ce-i schimb? Euro. Unde? Ei, dau un zon. Bă, tu să nu-mi vii la aia după ce te luăm în mă drăguță. Ce-i ce-i costă aici? Unde vede? Cum e ăsta? De la mine! De unde e până la mine? De la mine, din ghiozda, le găsă în ghiozda, să le iei să le arunci. Ce-i eu trebuie cu stăm în cazul și tot fost aici? Bă, ce mă? Ar prins să-mi ceva în toate, că... ce-ai mă?
Hai de-a mă vină cu acei! Mami! Zi-mi ta acum, zi câte l-ai pus să strângi. Stăgea, hai să mă pui pe ba da, câte l-ai pus să strângi. Hai bă, lasă-mă arăt, că nu apare, că nu mă pui pe mine pe loc. Da, da, te pun, bă, auzi că te pun. Te pun serios. Hai, repun dincolo. Pun forța pe canal ce ai, pun să-l pun. Bă, auzi că pun forța pe canal ce ai. La farsa asta, bă, să mă duc după aia să iau ăla, să-i dau foc, că n-am ce să-l vadă mama ești cu tataie pe aici, să zică după aia că nu știu ce, mă, mai bine mă duc și-i dau foc și gata. Băieții, sper că v-a plăcut farsa, dacă mai vreți parte de genul, să-mi scrieți în comentarii și pui să-i mai fac parte, nu știu dacă l-o tata o să-i fac, nu cred că o să-i fac, că nu mă fac, vorba aia, îmi ric pielea, așa. Deci sper că v-a plăcut. Nu uitați să-mi scrieți în comentarii ce parte să mai fac. Pui să-i mai fac. Și noi desigur ne revedem data viitoare. Și nu uitați să strângem 1500 like-uri minim la farsa asta. Deci minim 1500 like-uri. Hai, v-am pupat.